Bună, dragilor, vă salutăm încă o dată din garajul Only Car, garajul campionilor, iar de această dată vă prezentăm un fir. După cum v-am obișnuit să vă prezentăm unele din produsele pe care noi le folosim și în care avem încredere. Este un fir de 0.25, ce am eu în mână, și pe Schubler, după cum vedeți, dar trebuie aprins ca să se vadă, este 0.25. Puține fire le veți găsi să fie cu adevărat așa cum scrie. Avem un 0.25 care are o rezistență de 8,6 kg, un fir care rezistă la scoică, la substraturile cu piatră, foarte bun la lansat. Un fir japonez, iar prețul va face să crească curiozitatea fiecăruia. Este un fir bun, la un preț foarte bun. La 300 de metri, ce am eu în mână, este 22 de lei. La prețul ăsta l-am luat noi, dar sunt foarte multe magazine online unde îl găsiți la 0.35. Este în două culori, acesta portocaliu, oranj și cel galben. Și unul și celălalt se văd foarte bine noaptea. Bine, noi folosim lanternele de la LED Lancer, MH7 am impresia, sau... MH11 deja este premium și dacă îl aveți, cu siguranță îl veți vedea. Pe scurt, un fir bun, ieftin, rezistent, cu adevărat la mărimea care este scris și la un preț foarte, foarte bun, care nu cred că îl veți găsi, nu cred că veți găsi un alt fir să concureze cu prețul și calitatea acestuia. Încercați, vedeți despre ce-i vorba și lăsați-ne, vă rugăm frumos, comentarii. Cei care l-ați folosit și ați găsit ceva reproșuri sau ce nu v-a convenit la el, cei care l-ați folosit, vă rugăm frumos, lăsați-ne comenturi și... Putem să ajutăm și pe alți pescari care sunt în căutare de fire. Aud foarte, foarte multă lume care caută fire bune, fire... Bine, toată lumea caută ieftin. Fire bune, fire rezistente, fire care să nu le schimbe în fiecare an. Folosesc acest fir eu personal, cred că de vreo 8 ani și nu-l schimb în fiecare an. În cel mai rău caz, după foarte multe partide, când mergeam la concursuri, îl întorceam de pe o parte pe alta, îl găsiți la role de 300 de metri, de 600 de metri, de 1200 de metri, asta e alea. Iar ce este interesant, iarăși, la rolele de 600 de metri sau la cele de 1200 de metri, este din 3 în 300 de metri, cum, nu gradat, dar are semn la 300 de metri. Marcat. Da, marcat. Pentru cei care aveți mulinete Shimano cu acele reducții, puteți folosi reducțiile, cred că de 3500, și atunci vă intră 300 de metri de fir la fix, ca să nu la primele lanseuri să faceți peruci sau altceva. Și până la urmă nu aveți mare lucru de pierdut, e 25 de lei, 30 de lei rola. Încă o dată, un fir ieftin, bun și de calitate. V-am pupat și vă așteptăm cu comenturi ca să discutăm plusurile și minusurile acestui fir. Doamne ajută!